Primul accident rutier s-a produs pe DN2 Euro 85 între localitățile Zărnești și Poșta Câlnău. Din primele date, un bărbat care se îndrepta dinspre Râmnic, spre Buzău, la volanul unui autoturism, s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară și a intrat în coliziune cu o auto-utilitară. În urma impactului, șoferul autoturismului care a efectuat depășirea riscantă a fost rănit. De asemenea, cu leziuni s-a ales și un pasager din auto-utilitară. Victimele au fost transportate cu salvările la spital, starea lor fiind stabilă. La doar o oră distanță s-a anunțat un alt accident grav în localitatea aceea, Roseti. Șoferul unei mașini care transporta pâine a lovit puternic un bătrân care încerca să traverseze strada prin loc nepermis. În urma primelor verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că accidentul rutier s-a produs pe fondul indisciplinei pietonului, care s-a angajat în traversarea drumului național 2B prin loc nepermis și fără să se asigure. În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a acestuia, care a fost transportat la Spitalul Județean Buzău pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul susține că a făcut tot posibilul să îl ocolească, însă nu a reușit. În urma impactului, bătrânul a fost transportat în comă la spital. Era ieșit pe mijlocul străzii și am încercat, zic, să locolesc și eu, dar el a tot traversat, am calcționat, am avut martori. O fi fost băut? Da, are sticla de băutură, i-a sărit din buzunar. Ați încercat să-i oferiți primul ajutor? Da, da, ne-am strâns mai multul meu, da. În ce stare a plecat? A traversat după cealaltă parte drumului, am calcționat, da, niciun... Acum cum este? E la spital, nu știu, trăiește oricum, nu știu în ce stare. Localnicii din zonă susțin că șoferii circulă cu viteză foarte mare în localitate și este posibil ca și aici să fi fost vorba pe de o parte de viteză, iar pe de altă parte de neatenția pietonului. De a ieși de la magazin, că a ieșit de acolo, a traversat aiurea, nu știu. Dar au loc multe accidente aici, pe traversare neregulamentară? S-a mai întâmplat chiar la intersecții. Acolo s-a întâmplat tot la fel. Băi, vin așa poliții, din cauza un singur trecere care e la scoală, trecere de pietoni. Atât, în tot satul. Nu mai spui viteza care circulă. Crapul casa. Polițiștii rutieri atrag atenția șoferilor asupra pericolelor care îi pândesc în această perioadă cu ceață și posibil polei pe carosabil și îi sfătuie să circule cu mare prudență.